Mi se pare că s-au mai așezat lucrurile la Craiova? Nu, atâta timp cât sunt două echipe, nu se poate așeza nimic, părerea mea. Dar aștept, nu știu, cât a durat până a căzut zidul Berlinului. Da. E nevoie de răbdare. E nevoie de răbdare, nu? Și eu am răbdare, suport și toți prietenii care mă iau la mișto pe aici, prin București, că zic că nouă oltenilor nu ne-a fost suficient o singură echipă, adică o singură înfrângere pe etapă. Ne trebuie două echipe ca să avem două înfrângeri pe etapă. Da, sunteți ca trupa aia faimoasă, U2. Aveți un și doi după... Da, da. Suntem faimoși. Da, spuneți, vă rog. Suntem faimoși, am zis. Exact, da. Oricum sunteți foarte buni și la muzică, deci merge. Vi se pare că în Craiova s-a tras un imaginar zid al Berlinului și fotbalistic orașul este împărțit, există deja două bucăți, fiecare cu echipa lui? Și așa. Sau dacă vreți, o altă imagine pe care o am, pe vremea mea când eram o singură echipă, oficialii și toți din cadrul clubului și nu numai, ne uitam către rivalii pe care îi aveam la vremea respectivă. Către Steaua, către Dinamo, către Rapid, peste tot, UTA, Galați, Iași, nu, Oradea. Ei, acum mi se pare că cei de la o echipă din Craiova se uită spre cealaltă, iar din partea cealaltă se uită numai acolo. Adică orizontul este foarte mic. Mi se pare că nu așa se poate progresa, dar asta e, ce să fac. Eu mi-am exprimat nemulțumirea spunând că nu e în regulă să fie două echipe, dar mulți mă ceartă tot pe mine. Deși eu spun calm, liniștit, cu bun simț, și nu din cauza mea, să spun, sunt rezultatele cele pe care le știe toată lumea. Da, am tot prezentat mesajul acela foarte frumos al dumneavoastră pe 24 ianuarie, când am serbat mica unire. Dumneavoastră ați pledat atunci pentru ideea de unire a fotbalului din Craiova, dar ni s-a spus, eu tot am invocat mesajul dumneavoastră, ni s-a spus că nu se poate. Ba chiar Adrian Mititelu a mers până într-acolo încât a zis aici la ProSport Live că mai degrabă cele două Corei se unesc, Corea de Nord cu Corea de Sud, mai degrabă ortodoxia și catolicismul cad la pace. A dat niște exemple de genul acesta înainte ca echipele din Craiova să se unească. Este, dacă ăsta este modul lui de a gândi, de a se exprima, nu întâmplător rezultatele sunt cele care sunt, nu? Eu aștept ce să fac, deși am făcut 65 de ani, nu am ieșit la pensie, dar mai am răbdare, că numai la vârsta mea nu mai am mari pretenții în sensul ăsta. Aștept să, nu știu, să intre altcineva în acționariatul acestor cluburi, să vină altcineva. N-am încredere nici în domnul Mititelu, nici în domnul Rotaru, care se explică individual. Ce au făcut dânsii la viața dânsilor, ce performanțe mari au făcut ca să fie și patron, și președinți, și antrenori, și scouter, și toate sunt ei acolo. Da, vedem, apropo de ce spuneați mai devreme, că FC-ul Craiova nu reușește să câștige acasă cu Poliaș astăzi și FC-ul Craiova rămâne periculos, este la granița barajului, să zicem așa, zonei de baraj din clasament. Da, n-a urcat mai sus de locul 7 Mititelu, domnul Mititelu, ca să nu creadă că în 20 de ani de când se ocupă de fotbal. A, cred că nu se supără dacă îi spuneți Mititelu, că doar i-ați fost idol, că doar a ținut cu Craiova maxima, nu mă gândesc. Păi da, dar nu, și domnul Mititelu și domnul Rotaru nu prea îi apreciază pe cei din Craiova Maxima, pentru că îi se pare că ce a făcut Craiova Maxima n-a fost mare performanță. Dânsii cred că de când au venit dânsii se va face performanță. Ne tot spun chestia asta și i-au dat pe toți afară din,
din ce a însemnat jucătorii care au alcătuit acea echipă de legendă. Nu văd pe niciunul în jurul dânșilor. Absolut pe niciunul. Da, aici cam aveți dreptate. Sigur, trebuie să ai un moment de referință. Dacă spui că urmărești performanța, trebuie să te gândești și să faci o punte de legătură cu cei care au făcut performanța. Ori nu sunt foarte departe cei care au făcut performanță. Sunt acolo, în Craiova. Sigur că unii am plecat din Craiova. Nu e o problemă. Dom'le, dar nu vezi nici pe Lung, nici pe Boldi, nici pe Negrilă, nici pe Ungureanu, nici pe ceilalți. Dom'le, chiar așa oamenii ăștia, cunoașterea, nivelul de cunoaștere la care au ajuns, chiar nu mai contează. Chiar nu le mai cer părerea. Nu știu, l-a avut, a fost o mascaradă domnul Rotaru cu domnul Cârțu să câștige niște alegeri și să conducă ce să conducă, că n-a condus nimic. A făcut Sorin vreo două, trei declarații și spunea, venea patronul domnule să spună că domnule a greșit și l-a criticat pe președinte. Când vreodată tu poți să-l critici pe președinte? Îi dai un mandat cu niște obiective de performanță și îl judeci în funcție de obiectivele aceia. Nu poți să ieși un presă să spui că a greșit președintele tău să-l critici. Da. Nu știu. Eu spun că nu e în regulă. Dânsi și spun că eu nu sunt în regulă. Și atunci am văzut de treabă. Dar eu nu m-am băgat în seamă să critic așa. Uite, mă sun tu, Mihai, mă mai sună prieteni de acolo, de acolo și eu spun. Și uite pe ce tu îmi spun și cu bun simț. Și cu, adică de ce eu sunt de vină și lumea mă înjură pe mine? Că nu sunt, nu i-am încurcat pe niciunii. Iar adevărul este că mi-au comandat cărți. I-am spus domnului de la editură, unde am editat cărțile mele și mă întreba, domne, care e aia? Nu-i niciuna. Nu-i venea să creadă. Și le-a trimis cărțile pe adresa clubului. Și niciunul nu se cheamă universitate. Despre ce vorbim? În opinia dumneavoastră, niciuna dintre cele două echipe nu este Universitatea Craiova. Niciuna. Universitatea Craiova este clubul al cărui președinte este domnul Badea. În momentul în care una dintre aceste entități se leagă, se asociază cu clubul domnului Badea, care se numește CS Universitatea, din acel moment, să spun așa, nou club, așa, poate să folosească numele de universitate. Eu eram cu președintele Cornel Soe, Dumnezeu să-l odihnească, în Poiana Brașov, cu o sticlă de whisky așa specială. Și ideea i-a venit domnului Stroie să altoiască un nou club pe ciotul din care au tăiat atunci pentru a face FC Universitatea în 1991 sau 94, nu știu când. Ceva de genul ăla, că am semnat și eu acolo, sunt membru, trebuie fondator. Dar asta se făcea, Lunea Cornelia a venit ideea pentru domnul Mititelu. Când domnul Mititelu nu s-a înțeles cu doamna primar că a câștigat alegerile, atunci a venit în pole position domnul Rotaru și s-a făcut nou club. Păi da, nu e nou club, e vechiul club. Păi vechiul și nou, nu ce să zic. Adică a fost clar, clubul ăsta n-a primit de la UEFA, n-a obținut în 2 ani de zile, obținuse dreptul să joace în cupele europene. Nu țineți minte că UEFA i-a refuzat... E adevărat. Avea loc de a participa în cupele europene în campionatul României, dar UEFA nu a lăsat... Da, i-a spus, domnule, v-ați înființat de acum 2 ani, despre ce vorbim. Da. Bine, ei ziceau că sunt din 48. Bă, da, asta foarte bine, să fie bine în viață, să ai încredere în tine, să fii cel mai frumos, cel mai deștept. Așa trebuie să intri, cu mentalitatea asta pe teren, că altfel n-ai cum să știi. Noi mergem la Euro ca fiind cei mai frumoși, cei mai deștepți din grupa noastră? Nici pomeneala, deci din toate echipele, dacă alcătuim, însumăm cifra așa, cu valoarea de piață a jucătorilor, noi avem lotul care valorează cel mai puțin. Da, numai că cei din urmă vor fi cei din tâi.
Iar în preliminarii am plecat cu un lot care era pe poziția 4. Deci înaintea noastră a fost Elveția, a fost Kosovo, a fost Israel, noi am venit pe locul 4 și uite că am câștigat grupul. Ca valoare de piață a jucătorilor, da. Cine știe, poate un astfel de miracol se va întâmpla și la Euro. Ca spion ați primit vreo echipă din grupă? Păi, am primit, nu, eu primesc cele mai grele, să spun așa, cei mai dificile adversari. Am primit Belgia. Trebuie să plec la Dublin și la Londra. Belgia joacă cu Irlanda și cu Anglia și încercăm să vedem cu orice echipă, cât de bună ar fi, tot are niște slăbiciuni. Și ne ducem, sperăm ca să joace bine, să ne arate, să identificăm locul pe unde am putea să spargem o apărare care este evaluată foarte, foarte bine. Nu? Și apoi băieții și staful Edi și staful în frunte cu Edi să reușească să împingă adversarul pe părțile mai puțin bune. Edi în glumă chiar mi-a spus: "A, Neaurică, ne-ați calificat. Băi copii, eu nu mă voi așa cu minuni de viteză. Eu n-am crezut că noi putem bate Elveția, n-am crezut că noi putem bate Kosovo." Nu? Da, și nici acum nu credem că putem bate Belgia, dar să sperăm că jucătorii vor reuși să ne depășească așteptările. Să vă spun și eu o scurtă poveste pe care ne-a zis-o Florin Prunea cu Iordănescu senior la Mondialul din 94, apropo de faptul că dumneavoastră urmăriți Belgia. Era, nu știu, meci cu Columbia sau cu Argentina, un balaur din ăsta și jucătorii columbieni, de exemplu, erau descriși numai cu calitățile acestea îngrozitoare. Și Didi Prodan, da, știu, regretatul Didi Prodan l-a întrebat pe Florin Prunea: "Bă, dar eu ce să-i fac ăstuia, că iată, e beton și aici și aici și pe stânga și pe dreapta și la cap și la demarcări și e tehnică și așa mai departe." Și Florin a zis: "Păi și tu ce poți să faci acolo, nu știu, eu știu că ei îl faci franjuri." Eu știu că Didi i-a spus lui Neapuiu că s-a dus Neapuiu, dar la toți a scris părți bune, părți rele. Zice, mie nu mi-ați trecut decât părți bune. Și Puiu i-a zis: "Băi, Didi, dacă are numai..." "Dom'le, dar chiar nu are nicio..." Zice: "Băi, sincer, e cam fricos." "A, gata, atâta, lasă-te, mă." "Gata, mi-ai dat..." Da, da, da. Așa știu povestea, dar da. Se pare că e real.